Ieri am primit ieri de dimineață telefon de la comandantul navei, șeful mecanic, comandantul navei Baris, înregistrat în Kiribati. Spuneau că sunt neplătiți de 3 luni de zile și ei s-au terminat contractele de muncă, ei vor schimburile și plata întâi, la zi și pe urmă schimburile. Am informat compania vis-a-vis de aceste probleme, inclusiv agentul navei. Compania, aseară târziu, am reușit să o contactez și telefonic pe reprezentantul companiei și mi-a spus că astăzi iau măsuri de plată. Nu este pentru prima dată când nava Baris are probleme în portul Constanța. La sfârșitul anului trecut, oficialul ITF România a fost sesizat de către echipaj din aceleași motive, neplata salariilor. Nava asta a mai avut probleme. Cel puțin de 4 ori echipajele au fost în grevă. Ultima dată chiar a fost și la noi în decembrie. Tot așa, neplată echipaje și atunci s-a rezolvat printr-o grevă a echipajului. Probabil că asta este modalitatea pe care o vom avea până când convenția maritimă va intra în vigoare.